Salutare și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi m-am gândit să-ți arăt câteva exerciții cu bastonul. De ce cu bastonul? Pentru că este un accesoriu extrem de util, e un must dacă vrei, trebuie să-l ai neapărat în casă și imediat am să-ți explic și de ce. Pentru că aceste exerciții, pe lângă faptul că întăresc musculatura spatelui, ajută considerabil la postură, la ținuta spatelui, ameliorează din tensiunea articulară, îmbunătățesc mobilitatea articulară dacă vrei și pot să-ți mai aduc o grămadă de argumente de ce ar fi bine să îl dai în casă. Dar vorba multă sărăcia omului, haideți să-i dăm drumul. Picioarele sunt depărtate la nivelul umerilor, prindem bastonul și ridicăm bastonul până la 90 în fața noastră. Mi-ar plăcea să execuți aceste exerciții cu mine, dacă se poate. Nu necesită un efort considerabil, sunt extrem de simple, dar extrem de utile. Bun, de la jumătate în sus. De la jumătate în sus. Aceste exerciții le vom executa pe loc, deocamdată fără alte complicații. Ducem bastonul, mișcarea este mult mai amplă, bastonul de sus până jos, sus până jos. Atenție, spatele rămâne mereu drept. Rămânem cu bastonul sus și ducem bastonul înapoi a capului. Înapoi. Down. Lăsăm bastonul acolo, întoarcem trunchiul, stânga-dreapta, cu arcuire. Aparent, aceste exerciții simți că te limitează, însă nu trebuie să te înspăimânte, dimpotrivă. Trebuie să le execuți ori de câte ori ai nevoie. Lăsăm bastonul aici, am făcut întoarceri stânga-dreapta cu arcuire, depărtăm puțin picioarele mai mult și îndoim trunchiul, stânga-dreapta. După cum vedeți, mă obligă să țin spatele drept. Bun. Bastonul înaintea mea, trag bastonul la piept și înainte, la piept și înainte. Sper că ții pasul cu mine, da? Bun, prindem bastonul aici și ducem sus, jos, sus, jos. Și pentru că ne ajută poziția bastonului, ducem bastonul sus, prin înaintea noastră și lateral. Ce vă spuneam de mobilitate articulară, da? Cei care aveți probleme cu umerii și nu numai, în timp veți vedea că veți putea executa mișcarea până la capăt. Bun, prindem bastonul jos, ridicăm bastonul până sub bărbie și coborăm, până sub bărbie și coborăm. Până acum am avut bastonul deasupra capului, da, pe numeri, acum ducem bastonul înapoi. Prindem aici și la fel, întoarcem trunchiul stânga-dreapta. Stânga-dreapta. Noi acum executăm cu arcuire, tu dacă vrei poți să le execuți și fără, dar e mai indicat să le faci cu arcuire. Tot același lucru, îndoieri laterale, pentru că am avut bastonul deasupra capului, acum îl avem de sub, sub brațe, la omoplați. Eficiența este un pic diferită și tocmai de aceea e bine să le executăm
ambele variante. Bun, un exercițiu un pic mai complex. Ele aparent par plictisitoare, însă să știți că sunt extrem, extrem de utile și benefice. Acum vom face un exercițiu mai complex. Ducem brațele primul înainte sus și încercăm să aplecăm trunchiul la 90 sus sau cât îți permite ție pregătirea. Și ultimul exercițiu, rămânem acolo și tragem bastonul la piept. Încercăm să lipim omoplanții, baston la piept, sub bărbie. Observați cum mă obligă să țin spatele drept, da? Asta a fost tot, în speranța că ai executat aceste exerciții cu mine, vei vedea că în timp vei observa un progres considerabil. Sper că ți-au fost utile exercițiile mele. Până data viitoare, nu uita să te abonezi pe canalul meu Maria Olaru Oficial, unde te aștept cu alte exerciții utile. Toate bune!